Este? Putem să începem? Ok. Deci, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a considerat important de a face acest briefing de presă, deoarece noi vorbim de multiple crize care s-au abătut asupra producătorului agricol, asupra sectorului agricultură din Republica Moldova. Vorbim aici de criza pe fertilizanți, pe prețurile la fertilizanți, prețurile la motorină, prețurile la semințe, prețurile la lucrări. Vorbim aici despre seceta care a fost în anul 2022 și nu doar, că vedem că în ultimul timp aceasta ia o amploare mai mare sau este mult mai repetată, mai frecvent repetată. Ceea ce ne-a mijlocit de bătăi de cap fermierilor, dar și instituțiilor statului. Reieșind din aceste considerente, deci cunoașteți că Ministerul Agriculturii împreună cu Guvernul a elaborat mai multe mecanisme. Noi recunoaștem că ele nu sunt cele mai așteptate sau nu sunt cele mai de suport foarte mare, dar sunt niște mecanisme reale care ne-au mijlocit, influențează la diminuarea prețului de cost a producției cerealiere sau a produselor agricole care sunt în cadrul întreprinderilor. Noi vorbim aici despre acciza la motorină care se rambursează 100% pentru fermierii micro, mici și mijlocii. Noi vorbim aici despre ajutorul acesta financiar care se alocă producătorilor agricoli, despre care vom vorbi în continuare. Deci este vorba de 200 de milioane de lei care sunt repartizate din fondul de rezervă a Guvernului. Noi vorbim despre ajutorul umanitar în motorină, care iarăși este procesul de finalizare a examinării dosarilor și nemijlocit în timpul apropiat va fi clar definit, deci care este cuantumul de motorină per hectar, ce poate fi repartizat producătorilor agricoli. Plus la aceasta, deci avem deja mecanismele de subvenționare care țin nemijlocit de investiții directe și nu în ultimul rând, deci dacă vorbim despre crize, dacă vorbim despre costuri, haideți să vorbim și despre deci prețul sau deci subvenționarea litrului de lapte care este livrat la fabricile de procesare, care iarăși se subvenționează din partea statului cu 3 lei per litru. Vorbim despre plățile pe cap de animal, care iarăși este un suport din partea statului pentru sectorul zootehnic. Ne întoarcem la tema briefingului de astăzi și vom vorbi despre hotărârea Guvernului 602, care a fost elaborată nemijlocit pentru a diminua acele costuri de producție la producătorii agricoli la însămânțare din toamna anului 2022. Deci vorbim aici despre grupa 1, deci cerealierele. Este vorba despre grâu, orz, ovăz, triticale. Este un mecanism care sperăm noi foarte mult că va ajuta producătorii agricoli să se debaraseze sau să întoarcă o parte din datoriile care le au față de furnizori. Este un principiu foarte bine elaborat, consultat a fost cu mediul de afaceri, cu reprezentanțele mediului de afaceri, adică reprezentanța asociativă. Noi deja a fost încheiat apelul, au fost procesate o parte, o bună parte, de fapt toate dosarele au fost procesate. Ca și informație, noi avem 2202 agenți economici unici care au accesat aceste plăți, dintre care 2192 de agenți economici care ne-au mijlocit 2192 de dosare de fermieri. Deci care ne-au mijlocit vor fi achitate. Principiul de calculare este referit la suprafața eligibilă. Asta ar însemna că noi prin hotărâre de guvern am stabilit clar un coeficient de categorisire a agenților economici. În acest coeficient, aplicând acest coeficient, noi am vrut foarte mult ca să ne îndreptăm privirea spre producătorii micro, mici, mijlocii, deci în această ordine de idei, de aceea, până la 100 de hectare, deci agenții economici care gestionează suprafața de până la 100 de hectare, deci ei au un coeficient 1, adică toată suprafața lor este eligibilă de a fi subvenționată din aceste 200 de milioane. De la 101 hectare până la 300, coeficientul este 0,9 și tot așa în descreștere. Ca până la, deci de la 1501, deoarece este un plafon general per regulament, iarăși, din considerentul, ca să-i ajutăm pe cei micro, mici, mijlocii, deoarece este foarte important, acești agenți economici pentru localitățile rurale din Republica Moldova sunt foarte importanți,
ei se regăsesc în politica agricolă comună ca și prioritate a statelor membre a Uniunii Europene. Ei trebuie să se regăsească ca și prioritate și pentru Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii. De aceea și s-a ales această categorie. Plus la aceasta, dacă vorbim de consecințe a secetei sau viabilitate economică, iarăși, când vorbim de gestionarea 1500 de hectare, este o întreprindere destul de mare, comparativ cu echivalentul în Uniunea Europeană, să luăm ca exemplu, și acești agenți economici, deci, pot fi mai viabile, adică pot răspunde altfel riscurilor financiare la care se confruntă. Aplicând acest coeficient, deci noi avem o suprafață totală, deci suprafața eligibilă este de 164,8 mii hectare, la care se vor împărți acele 200 de milioane, dar suprafața totală acumulată este de 601,2 mii hectare și suprafața terenurilor agricole ocupate cu culturile cerealiere este de 220,5 mii hectare. Repartizată pe culturi, putem să vă spunem, deci avem grâu cu 193.000 de hectare, 936, avem orzul cu 25.948 hectare, avem ovăsul cu 190 hectare, pardon, și avem triticale 394 hectare. Totodată, deci putem să facem o claritate pe scopul nostru care l-am spus și care l-am descris anterior, referindu-mă la agenții economici micro, mici și mijlocii. Scopul nostru a fost atins și vă lămuresc de ce, deoarece noi până la 100 de hectare avem 837 de fermieri, de la 101 până la 300 de hectare avem 677 fermieri, de la 301 până la 600 hectare avem 372 de fermieri, de la 601 până la 1000 de hectare avem 196 fermieri, de la 1001 și până la 1500 avem 99 fermieri. Și doar 11 fermieri care au depus dosarele pentru a căpăta aceste subvenții, care depășesc cifra de 1500 de hectare, care era de fapt plafonul. Ei nu vor fi subvenționați. În acest fel vrem să atragem atenția și să spunem cu certitudine că scopul Ministerului Agriculturii de a ajuta pe cei agricultori care sunt micro, mici, mijlocii, care se încadrează într-o 1500 hectare și care sunt mult mai vulnerabili la toate condițiile care sunt în ziua de azi, începând cu crizele de ordin economic, geografic și altele și terminând cu criza care nemijlocit se reflectă din schimbările climatice. Deci noi, acești producători, i-am cuprins prin abordarea politicii noastre. În continuare o să o rog pe doamna Diana Coșălâc, director de la Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, să facă o specificare mai clară pe procedura care a fost și pe subtilitățile care sunt la examinarea și luarea deciziilor asupra dosarelor respective. Mulțumesc frumos, onorată asistență, bună ziua! Într-adevăr, cum a fost menționat, în conformitate cu cadrul normativ, Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură a fost responsabilă să asigure procesul de recepționare a dosarelor privind acordarea ajutorului financiar, de identificarea sau analiza suprafeții eligibile, ceea ce o să vorbim acum preliminar despre datele care au fost procesate, și urmează să generalizăm și să identificăm cuantumul financiar per hectar și ulterior pentru un solicitant al acestui ajutor financiar. Pe parcursul examinării celor 2202 dosare, pot să vă zic că ne-am confruntat cu mai multe impedimente. Unele țin de ordin general, altele de ordin mai specific. A fost și o surpriză atunci când am obținut sau am observat reticență din partea fermierilor la prezentarea documentelor suplimentare care au fost solicitate de către AIPA, și vorbim chiar ca un exemplu, forma raportul statistic 4 Agro sau forma statistică 4 Agro care se prezintă la Biroul Național de Statistică. Avem fermieri care până în prezent așa și nu au prezentat dovada că această formă a fost orientată către Biroul Național Statistică. De obicei, când este prezentată în termen, se aplică sigiliul Departamentului Teritorial. Și aici avem reticență din partea fermierilor. O altă neconcordanță a fost prezentarea datelor diferite de către fermieri, fie în cerere, fie în certificatul de conformare care o prezintă de către autoritățile publice locale sau aceeași formă 4 Agro, datele diferă, și am să fac publică AIPA va lua în calcul cea mai mică cifră care este prezentată,
Astfel că și astăzi vrem să vă informăm că deja pe pagina web agenției este plasată spre consultare sau prin notificare publică lista potențialilor beneficiari ai ajutorului financiar. Am să încurajez și chiar am să rog fermierii să deschidă această listă, să verifice corectitudinea datelor, fiindcă factorul uman mereu poate să-și lasă amprenta sau lucrul a fost asigurat în termen proxim și erorile pot fi comise, deci rugăm foarte mult să verifice informația care este plasată pe site. Vreau să zic că în cazul în care fermierul nu este de acord cu suprafața eligibilă calculată preliminar, care este acum de moment, acesta poate reacționa la notificarea publică prin contactarea angajaților agenției și în termen de 5 zile să elucidăm toate circumstanțele, deci să ajungem la corectitudinea datelor. În cazul în care potențialii beneficiari nu vor reacționa la notificarea publică efectuată de AIPA, aceasta va fi considerată ca acceptată tăcit de către potențialul beneficiar și suprafața stabilită va fi luată ca bază la calcularea cuantumului financiar per entitate. Am să rog încă o dată, am să încurajez fermierii să vadă această listă, să o examineze și în cazul în care au neclarități cum a fost calculată suma subvenției eligibile, suprafața de teren eligibil, cum a fost identificat cuantumul, care este suprafața declarată. Pot să telefoneze în cadrul agenției noastre, pe site sunt toate datele de contact, inclusiv și un mic comunicat prin care anunțăm această consultare publică, pentru ca să putem deja de săptămâna viitoare să procedem și la achitarea surselor financiare disponibile pentru alocarea ajutorului financiar. Deci termenul de 5 zile pentru a examina această listă și iarăși să mă repet și eu, deoarece este foarte important ca cu toți producătorii, cei solicitanți de aceste subvenții din partea statului, să arătăm responsabilitatea ca să confirmăm cumva deci cele care au fost procesate de AIPA și plasate pe site, deoarece de asta depinde foarte mult în cât timp vor apărea banii pe contul solicitanților. Despre datele diferite, ceea ce s-a referit doamna Coșalâc, este regretabil că noi încă și în ziua de astăzi avem date diferite de la diferite surse, deși a fost clar stabilit în hotărârea de guvern că informația de bază se ia cea din 4 agro, din formularul 4 agro, care tot producătorul agricol a avut obligația ca să prezinte această informație către Biroul Național de Statistică. Respectiv, deci, iarăși, specificul coeficientului linear, deoarece noi vorbim despre 200 de milioane, noi avem o cifră clar stabilită, noi avem o suprafață eligibilă, preliminară, deci după ce vor fi examinate pe site, după ce va fi acceptat sau tacit sau prin anumite corectări la solicitarea agentului economic, aceste 200 de milioane se vor împărți la suprafața eligibilă și se va determina clar care este cuantumul de mijloace financiare per suprafață eligibilă. Respectiv, se va înmulți acest cuantum cu suprafața eligibilă calculată pe fiecare solicitant și se va acorda această sumă. Iarăși, este foarte important ca în aceste 5 zile toți producătorii agricoli care au depus dosare la măsura respectivă, o să dau citire exactă a regulamentului, deci este vorba despre stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar pentru fermierii afectați de consecințele crizilor din anul 2022. Deci este vorba de cele 200 milioane. Să verifice, să confirme sau să, mă rog, să accepte tacit ca noi deja să facem aceste achitări. Și încă un mic anunț, în săptămâna următoare, aceeași procedură va fi de a plasa preliminar și informația potențialilor beneficiari pe ajutorul umanitar cu motorină. Vom merge pe același mecanism, vom face consultări publice, notificări publice către fermierii care au depus cereri și sunt eligibili pentru a obține acest ajutor umanitar. Ca să fie clar, deci informația este pregătită și astăzi chiar de a fi plasată, noi o plasăm mai ulterior ca să dăm posibilitatea producătorului, iarăși în favoarea producătorului, să nu se încurce aceste liste și să se atragă o atenție mai sporită la un anumit aspect. Acum vorbim despre 200 de milioane, săptămâna viitoare o să rugăm examinarea pentru motorina ca și ajutor umanitar.
Acestea fiind spuse, vă mulțumim foarte mult și sperăm că vom fi întotdeauna înțeleși corecți, că Ministerul Agriculturii, politicile care le duce doar în favoarea producătorului agricol și pentru producătorul agricol. Mulțumim. Da, vă rog, întrebări. Dacă vorbim de cele 200 de milioane, de fapt, ce vor acoperi acești bani? V-ați spus despre consecințele secetei, dar mai exact despre ce este vorba? Deci, să fi fost mai exact vorba despre fertilizant sau despre motorină sau despre ceva, noi, desigur, că solicitam și facturile care aduc dovadă la acest lucru. Noi am examinat și noi cunoaștem foarte bine, deci, cu ce se confruntă producătorul agricol la moment. Deoarece problema cea mai mare este majorarea costului de producție și prețurile foarte diminuate la comercializarea producției. Pe noi, cel mai mult, această discrepanță ne duce în defavoare sau în minus sau în pierdere. Respectiv, ca și argument la elaborarea mecanismului respectiv, a fost majorarea costurilor la inputuri în toamna anului 2022. Deci să diminueze prețul de producție. Nu este taman pentru fertilizantul X sau Y sau pentru preparat de uz fitosanitar sau pentru altceva. Toate inputurile împreună legate. Mai mult ca atât, aceste surse vor veni și către fermier și pot fi, la sigur, că utilizate pentru a efectua lucrările de sol în toamna acestui an și de ce și tindem ca sursele date să fie distribuite cât mai urgent ca să poată fi aplicate acum când sunt necesare fermierilor. Am spus că în funcție de suprafață să fie aceste bani distribuiți, dar suma maximă, 1500 de hectare a fost maximă. 1500 de hectare. 1500 de hectare, care va fi... Urmează să identificăm sau să aprobăm suprafața eligibilă. Noi acum facem o consultare, anume ca fermierii să verifice dacă suprafața eligibilă a fost determinată corect. După care se va veni, fiindcă aceasta este chiar personalizat în dependență de fiecare gen de cultură. 1500 hectare. Eu vă dau răspuns. Deci noi avem coeficientul acela de categorisire a agentului economic. Având el 1500 de hectare, conform coeficientului, el trebuie înmulțit cu 0,6. Suprafața respectivă se consideră ca suprafață eligibilă. Deci, suprafața eligibilă se înmulțește cu cuantumul de motorină care a fost determinat conform coeficientului linear. Adică 200 milioane împărțit la 164,8000 hectare. Aflăm o cifră care corespunde 1 hectar eligibil. Și deci această sumă de bani o înmulțim cu suprafața eligibilă care ne iese din 1500 înmulțit cu 0,6 produsul respectiv. Dacă vorbim de motorină, despre ce cantitate este vorba și dacă cea motorină... 4.000 de tone, da. Când urmează sau a ajuns deja în țară? Sau când urmează să fie... Deci urmează să ajungă în țară. Acum sunt niște proceduri de ordin tehnic, dar cu siguranță aceasta va fi și va fi repartizată. Este important ca noi mecanismul să-l respectăm de repartizare, de determinare mai întâi a cuantumului de motorină per suprafață și cât nemijlocit îi revine fiecărui solicitant de acest ajutor. Deci întreb de mult să vorbești despre cea motorină și tot... Păi da, deci se vorbește de mult, dar vă asigur că nu este problema în administrativ, deci mă rog, sunt relații între două țări aici. Nu putem să... În primul rând, deci statul nu vrea să cheltuie mulți bani cu depozitarea motorinii. Respectiv, odată ce ea va veni pe teritoriul Republicii Moldova, în mod de urgență trebuie să fie repartizată după niște liste clare care vor fi determinate urmarea examinării dosarelor. Inclusiv Agenția Rezervei Materiale va elabora un grafic clar unde, deci cine și când poate veni după motorina care îi revine, conform listelor elaborate de AIPA. Dacă ne referim la cele 200 de milioane de lei care sunt în fondul de rezervă al Guvernului alocate ca ajutor financiar către fermieri, este necesar să le valorificăm în acest an. Iar motorina nu are termen de valorificare, deci cât mai repede, dar ele sunt necesare acum fermierilor și nu am vrea să tergiversăm procesul, ne străduim să diminuăm perioada de examinare cât mai posibil, mult posibil, ca aceste ajutoare să ajungă către fermieri atunci când sunt necesare. Ambele procese țin nemijlocit de responsabilizarea și a instituțiilor statului și a producătorilor agricoli.
Deci este un lucru iarăși în comun, care noi trebuie să-l demonstrăm că îl putem face într-un timp eficient și într-o manieră destul de corectă. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, mulțumim frumos! Da, mulțumim mult și succes la toți!